Am trei tei superbi care au înflorit. Voi recolta florile. Recoltarea florilor se va face după 2 zile în care nu plouă. De preferat după masa sau seara, când florile sunt chiar foarte uscate și lipsite de apă. Acestea sunt florile de tei. Florile de tei sunt extrem de benefice pentru răcel, pentru boli ale aparatului urinar, pentru celulită și pentru foarte multe alte afecțiuni. Ideea este că nu trebuie consumat foarte des, deoarece, ca și orice ce este bun și funcționează în cantități mari, este toxic. Florile de tei nu se fierb niciodată, se infuzează doar, iar culoarea ceaiului obținut va trebui să fie un galben auriu. Dacă culoarea este roșie, cărămizie, acesta trebuie aruncat, deoarece conține o cantitate prea mare de flori. Când faceți ceai, cantitatea de flori trebuie să fie mai puțină și trebuie să beți ceai de tei foarte rar, doar când este necesar. Florile de tei se usucă la soare direct și apoi se păstrează în pungi de plastic.